Dacă este cineva credincios și iubitor de Dumnezeu, să se bucure de acest praznic frumos și luminos, spune Sfântul Ioan Gură de Aur în cuvântul său la Învierea Domnului. Iar cei care știu să se bucure sincer sunt copiii. De sărbătorile pascale, în unele familii există tradiția ca cei mici să vopsească ouă sau să frământe în joacă nelipsitul cozonac. Alții respectă cu strictețe obiceiul hăinuțelor noi pe care le îmbracă în noaptea de înviere. Colega noastră, Tatiana Sava, a stat de vorbă cu câțiva copii pentru a afla ce înseamnă pentru ei Sfintele Paști, participarea la deniile din Săptămâna Mare sau răstignirea Domnului. Ce au răspuns, vedem împreună în materialul următor. Fiecare înviere mie mi se pare specială, fiecare este aparte. Învierea Domnului, ceea ce este lucru mare, prin care primim lumina lui Hristos, pogorâtă de la Cer prin Duhul Sfânt, ceea ce e lucru foarte mare și minunat. Ce ai simțit când ai venit la biserică pentru a lua această lumină? Că învia Hristos. Noaptea de înviere este o noapte minunată, mai ales când știu că Hristos este în mijlocul nostru, când știu că a înviat și că ne dă putere. Iisus Hristos a murit pentru noi și a înviat și ne bucură. Este un lucru grozav care nu se întâmplă de multe ori în an, se întâmplă doar o dată. Și personal cred că este ceva pe care nu o să uiți ușor, este ceva care rămâne în minte. Este ceva deosebit. În primul rând pentru că este vorba despre Domnul nostru Iisus Hristos. Și a înviat și este un dar foarte mare pentru că la Ierusalim se aprinde o lumină care vine din cer. Este ceva foarte special. Toată familia noastră așteptăm să stăm la slujbă în primul rând și să așteptăm învierea. Este ceva wow, ceva care nu se întâmplă întotdeauna. Fiecare înviere mie mi se pare specială, fiecare este aparte, este mai specială. În noaptea de înviere, mie mi se pare biserica un loc care nu poate fi înlocuit niciodată. Este o pace, mai ales pentru că vine și lumina, mie mi se pare ceva foarte dumnezeesc. Ce ar trebui să reprezinte pentru noi creștinii învierea Domnului? O bucurie în suflet. De ce a înviat Mântuitorul? El a fost răstignit pe cruce și a trebuit să învie pentru a duce oamenii din iad, a rupt porțile iadului și să-i ducă în rai. Ne-a oferit șansa la mântuire. Da, o șansă de neratat. Trebuie să fii fericit pentru că, iată, de la moarte, Iisus Hristos, Domnul nostru, a revenit la viață, ceea ce este lucru minunat. Înainte de astfel de sărbătoare, iată, ne pregătim nu doar sufletește, ci și trupește, pentru că ne pregătim cu bucate bune, cu curățenie în casă, cu toate cele necesare pentru întâmpinarea Domnului în așa fel încât să ne simțim și noi bine și cât mai frumos posibil. Mereu am mers la denii, pentru că chiar odată pe an se întâmplă aceste slujbe, se săvârșesc și nu doar de asta, dar sunt și în Sfântul Altar și este bine pentru perfecționarea mea în timp. Ai luat lumină până acum? Da, am luat. Ce ai simțit când ai venit la biserică pentru a lua această lumină? Că învia Hristos. Ce aduce Hristos în sufletul tău? Bucurie. Pace aduce? Da. După ce venim de la biserică, ne așezăm la masă. Știi cumva cum se salută oamenii după învierea Domnului? Hristos a înviat și cu adevărat a înviat. Ai văzut cât de multă lume este la biserică în noaptea aceea? Da, am văzut de multe ori. Și cum e? E impresionant pentru tine? Da. Cum te pregătești tu și familia ta pentru sărbătoarea învierii Domnului nostru Iisus Hristos? În primul rând prin rugăciuni, dar și prin speranța că ne va mântui. Avem în vedere să avem un suflet curat și să emanăm bucurie. Încercăm să fim cât mai aproape de Dumnezeu, căci El este scăparea noastră. Dacă nu-L avem,
niciodată nu vom putea face nimic. Este un lucru foarte frumos să-L ai pe Dumnezeu alături. În noaptea de înviere, cum este pentru tine? Noaptea de înviere este o noapte minunată, mai ales când știu că Hristos este în mijlocul nostru, când știu că a înviat și că ne dă putere. Când a înviat, i-a înviat și pe cei morți ferecați în iad, dar de asemenea ne-a dorit și viața veșnică. A înviat ca să ne dea putere și să ne arate că El este unicul Dumnezeu. Care ar fi gândul tău pentru alți copii de vârsta ta? Gândul meu ar fi să, cu toate valurile acestea care sunt acum în prezent, să nu se lase bătuți și să creadă în Dumnezeu, că El este limanul tuturor celor înviforați. Aveam în jur de 10 ani, prima oară când am mers la Deni. Primul rând ne rugăm, că asta este esențial. Participi cu părinții în noaptea de înviere la slujbă? Da, particip și chiar îmi place. Simt un sentiment de fericire și de bucurie. Momentul venirii Sfintei Lumini, cum e pentru tine și pentru întreaga familie? Este un lucru grozav, care nu se întâmplă de multe ori în an, se întâmplă doar o dată. Și personal, cred că este ceva pe care nu o să uiți ușor, este ceva care rămâne în minte. Ziua dinainte de praznic trebuie să ne abținem, să mâncăm de post și în ziua praznicului simți așa o ușurare că ai reușit să ții post până de Paște. Învierea Domnului Iisus Hristos este o sărbătoare care mă bucură, pentru că Iisus Hristos a murit pentru noi și a înviat și ne bucură. Când primim Sfânta Lumină, mă bucur atunci când o primim, mai ales în fiecare an, mereu, câteodată mă rog în același timp. Hristos!